Astăzi, 29 noiembrie, în Atelier Cafe, pe Memo 8, s-au adunat încă o dată voluntarii pentru a organiza un bazar cu lucruri gratis. La cea de-a 22-a ediție avem lucruri de toate felurile, avem încălțăminte, îmbrăcăminte, accesorii, de obicei cele mai multe sunt hainele. Cu ajutorul voluntarilor are loc acest eveniment de 2 ani de zile și am primit și am dat mai departe sute de lucruri. Absolut toate lucrurile care rămân în urma bazarului ajung mai departe la asociații. Am lucrat cu nenumărate asociații, vreo 6-7, nu mai țin minte, însă am avut o colaborare, adică au fost mici probleme de comunicare cu ei și am preferat să lucrăm cu Beard Brothers, care ne ajută să dăm lucrurile direct unde e nevoie. Voluntarii s-au schimbat de-a lungul timpului, eu sunt inițiatorul și eu încerc din spate să aduc, să am grijă de oameni pe cât posibil să-i ținem să rămână cu noi și să creadă în ce se întâmplă, în schimbul ăsta de lucrușoare și în economia cadoului, că asta e până la urmă. Sunt lucruri pe care le putem folosi și pe care le aducem aici ca să le prelungim viața. Bazarul a început la Brașov în 2012 prin site-ul lucrurigratis.ro. Platforma respectivă dă opțiunea multor oameni să urce acolo oferte, adică dacă ai de dat un pat, o masă, orice, urci acolo oferta, oamenii se înscriu pentru lucrurile respective și în 2 săptămâni, 3 sau o lună se alege persoana la care ajunge lucrul respectiv. Până acum s-a dat inclusiv o mașină veche, s-au dat aparate foto, cum ziceam, mobilă, multe, multe haine. Floarea a fost adoptată de Geta, care are de gând să-și decoreze propria bucătărie cu ea. Adriana s-a bucurat nespus de mult atunci când a găsit la bazar un puzzle, una dintre pasiunile ei. Oana a găsit o gentuță pe gustul său, așa că nu a stat pe gânduri prea mult și a luat-o. Adidas și cu crampoane însă nu și-au găsit un stăpân la bazar, dar cu siguranță vor ajunge la un mic fotbalist. Voluntarii Beard Brothers vor avea grijă de asta.